Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu prima etalare pe zodii pentru ianuarie. Pentru zodia peștilor, asta pentru că pentru 2021 încă n-am ajuns la voi. Schimb un pic ritmul pentru că tot intrăm în epoca luminoasă a vărsătorului care sparge tradițiile, sparge normele. E, mai sparg un pic ritmul și încep cu zodia peștilor, merg spre berbec, evident. Um, și deși după pești ar trebui să fac vărsătorul, o să fac o altă schimbare uh, voi face Nu mi-am adus aminte în ultima clipă că este zodia lor este ziua, pardon este ziua lor și voi face capricornul după pești și apoi vărsătorul și apoi următoarele zodii între timp sper să pot să termin și etalele pentru 2021 dacă nu le termin după ce termin etalele pentru ianuarie deci, asta fiind spuse, sper să fiți atenți, să vă luați mesajele personale, să aveți un an minunat, să aveți un ianuarie minunat și să mă citiți și sub video, că unor mai uh, am și alte comentarii de făcut uh, acolo. Deci, pești. Asta pentru că am pregătit cărțile. După pești, capricorn, vărsător, în ritmul pe care... Nu-l pot anticipa pentru că nu știu cum o să mă simt, știți bine. Energia generală, Regina de Foc. Mesaje de la îngeri, miracole și binecuvântări. Super! Cu ce să întreb? Cu ce să încep? Cu ce să încep? Hai să încep totuși, ca să rămână zona frumoasă pentru un pic mai târziu, să încep cu Regina de Foc. Dragii mei, Regina de Foc poate să însemne foarte multe. Foarte multe. În primul și în primul rând. Să fie cineva în preajma voastră, o personalitate, nu obligatoriu semn de foc, pentru unii poate, dar vedem și varianta asta. Nu obligatoriu semn de foc, dar cu o personalitate extrem de intensă, de dominatoare, sau chiar dacă nu-i dominatoare, o personalitate care atrage atenția, care impune, impune respect, impune impune ceva, să ascultați, să executați, să simțiți, să gândiți ca ei, în fine, impune ceva. Această regină de foc, nu obligatorul femeie, este energie, este energia generală. Și am mai multe, simt mai multe legate de această regină de foc. Pe de parte, în timp ce am amestecat cărți, a apărut um, gândul și emoțiile. Gândul și emoțiile. Și simt că E valabil ce am zis mai devreme cu o personalitate foarte intensă în preajma voastră, care într-un fel sau altul a avut tendința să vă domine, a încercat într-un fel sau altul și se vede în acest gând, gândul negativ și pozitiv, în această carte cu emoție, cu emoțiile, pe care le vedeți și voi, da? Emoțiile negative, emoțiile pozitive. Cred că acest personaj, poate -s mai multe, E o tipologie de om, de personalitate. Acest individ individ a avut tendința să vă domine, să se impune într-un anume fel și mult timp voi, peștii, ați stat în gânduri negative și în emoții negative. Da? Vedeți, aici este foc. Aici este foc într-un fel sau altul, nu v-ați văzut strălucirea din cauza că această personalitate a încercat să strălucească în fața voastră. Adevărat sau fals? În ce sens adevărat sau fals? Strălucirea lor a fost adevărată sau falsă? Rămâne de văzut, de comentat. Pentru că unii oameni falsează în felul în care se arată și epatează în numul în societate, chiar să fie în relațiile personale. Sper că înțelegeți ce zic. Acest personaj încă vă influențează în ianuarie. Dar ce este foarte interesant, pentru că o să vă dați seama de ce zic, o să citești și următoarele cărți care au venit. Eu cred că gândul și emoțiile sunt lecțiile voastre vis-a-vis -vis de acest tipar de om. Bărbat, femeie variază. Lecția voastră a fost să învățați să, să străluciți, să vă învățați să vă mutați gândul, da? Aici este gândul. Sot. Să vă gând, mutați gândul din umbră, din neîncredere în preajma acestei personaj foarte ușor poți să-ți pierzi încrederea sau foarte ușor poți să te inspiri și să devii asemeni acestui personaj. În cât timp ați învățat această lecție, să învățați să străluciți, să fiți voi, să radiați, iar variază. Unii poate v-au va, trebuit ani de zile, zeci de ani de zile să învățați să vă mutați gândul de la neîncredere către încredere. Să vă mutați emoțiile, să vă ridicați din emoțiile negative de rușine, de vină, de vină, în care această sabie stă deasupra voastră de ca și când e gata să vă taie cap. O senzație că dacă faceți o, o mișcare, gândiți altfel decât vi se spune. Simțiți altfel decât vi se transmite, că ar trebui să simțiți mai sunteți vinovați. Și acum este o schimbare. O să vedeți de ce spun chestia asta. Cred că începeți unii nu doar să învățați, poate chiar să și manifestați finalul acestei lecții în care vă ridicați din emoțiile negative către cele pozitive, încheiați karma, puneți capăt acestei rușini, neîncrederi și vă mutați gândul către gânduri pozitive, către cum, iau ce frumos, către idei, ca că să înseamnă gândul idei, Idei care vă inspiră, care vă, vă fac să străluceți, să străluceți. Am zis, da? Să străluciți și voi, să vă strălucească fața, nu să stați în umbră ca aici, să nu vi se vadă fața. Asta au venit în timp ce amestecam, însă, sau însă, în continuare. La capătul setului de căți aveți intuiția. Intuiția vă spune că trebuie să terminați cu acest tipar. Iar apare semn de foc, dar nu obligator. Am zis, este un personaj care arde tot în jur. Poate să fie orice semn și semn de pământ. Dar să aibă marcaș soare Jupiter sau Jupiter și Marte sau soare și Marte, să aibă niște aspecte intense în harta natală și să-l facă sau să o facă o persoană pătimașă, intensă. Ei, și intuiția voastră, voi stând acolo în umbră, da? recunoaște starea asta de pe numbră, da? Care se vede și aici, în care voi. Nu v-ați lăsat decât în aparență dominat, voi acolo v-ați dezvoltat intuiția, se sută în întuneric o nouă lume, o, o lumină specială. Intuiția voastră vă spune să terminați cu acest tipar, cu această karmă da? să ardeți, ardeți aceste experiențe, pentru că e foc, e ardere, și să zece de băte, da? Puneți capă, zece încheiere de capitol. Sau de ciclu, mai bine zis, capitol e lumea. Și să începeți ceva nou, ceva în adevăr, într-o altfel de lumină, poate nu la fel de radiantă și de caldă, poate mai rece, dar o lumină a adevărului, pentru că asul de aer înseamnă adevăr, înseamnă comunicare, înseamnă victorie. Bine, și, în general, sunt de bine, da? Intuiția vă spune să puneți capăt 10 de bute acestor tipar, repet, acestor lecții pe care le-am spus mai devreme și să manifestați să, eventual, interesant, să înghețați, să înghețați această experiență și să nu mai trăiți niciodată. Să trezi acum încolo în adevăr, în rațiune, în conștiință, în cunoaștere, să vă echilibrați corpul și mintea. Mintea avem aici și la gând. Corpul este afectat de gândurile și emoțiile noastre. Și probabil că unii dintre voi resimțiți în corpul vostru niște dezechilibre, niște influențe negative. Și vă doriți un nou început în care vă echilibrați, repet, mintea și corpul, conștient, e o trezire conștientă, și visați șapte de cupe la ce? La voi, regina de apă, la nouă de apă. La binecuvântările pe care le puteți primi în momentul în care voi vă manifestați în energia voastră naturală. Și voi sunteți regi, regine, da? Regina de apă, regina de foc. Dar, uneori, adevărul este că regina de apă poate să se evapore în preajma unui foc prea mare, dar, totodată. Regina de apă poate să stingă focul acestei regini de foc. Depinde de voi cum vreți să vă manifestați. Vreți să visați că veți primi niște binecuvântări meritate pentru că ați îndurat niște lucruri, niște experiențe, niște lecții și interesant este, vorbim de binecuvântări, pentru că uitați cum curge ploaia aceasta de lumină, de stele, și ce zice aici? Miracole și binecuvântări. Vin miracole, vin binecuvântările, acele așteptate de ani de zile unii dintre voi. Și dacă voi aveți cunoștințe Zodia sau cu marcajul în peș, care nu, eu știu, s-au portată nu știu cum, nu știu ce fel, este posibil, eu vorbesc acum, pentru, în general, cei care ascultă tarot, caută, cât de cât, la orice nivel ați fi, caută adevărul, caută să crească oamenii care vor să facă ceva cu informațiile acestea. Și atunci eu zic că sunteți în căutare în evoluție, cei care ascultă asta Că sunteți unii la început de drum, alții mai avansați, alții spre final, sunteți pe un drum care ar trebui să vă aducă mai aproape de varianta voastră cea bună. Deci, cei care vă văd probleme în zodia peștrilor sau altă zodie, nu-i căutați în aceste etalări. Dacă ascultați la zodia peștrilor despre un om care nu, nu este reprezentat de ceea ce am spus eu, clar că nu e pentru voi, fără să mai comentați. Sunt oameni care suferă în toate zodile, da? Oameni care suferă în toate zodile. Dacă cineva v-a rănit, nu înseamnă musai că apare în această citire, da. Această citire este pentru oameni care au trecut prin foarte multe experiențe neplăcute și încep să se bucure și ei de aceste miracole și binecuvântări. Ce aveți? Numărul 13? Numărul 13, nu? Interesant că 13 este pf, un număr negativ, dar vedeți voi, la 13 -a zodie este al 13-lea din cei 12, al 13-lea este Isus, cel care ne vinde când ne aduce binecuvântări, da? Este special, numărul da, casa morții sau moartea în tarot este reprezentată de 13. Transformarea s-a produs. Acum beneficiați de darurile pe care le meritați. Și care e darul? Se pare că o dragoste adevărată, o dragoste adevărată care, pe care o trăiți deja unii dintre voi, alții urmează să o trăiți pentru că tocmai ați încheiat niște dezamăgiri, urmează să o trăiți pentru că ați avut răbdare. Unii trebuie în continuare să aveți răbdare, să creșteți ca lotusul, din nămol, din aceste emoții negative. Din nămol să vă ridicați la suprafață și să străluciți, cum zisei mai devreme. Și nu uitați că aveți, sunteți într-o legătură spirituală profundă cu cineva. Cred că este acest spirit, acest personaj cu care vă veți întâlni cât de curând. Această vibrație apare pentru că chiar dacă nu veți simți în 3D, ea lucrează într-o altă dimensiune spirituală. Spiritual Connection. Este o relație care nu poate fi înțeleasă de rațiune și de tiparele pământene. Dacă voi sunteți în această umbră, unii dintre voi sau ați fost ani de zile în această umbră, uitați vă ce este în umbră personajul, cineva, o energie feminină și poate să fie un bărbat cu energia sa feminină, vă scoate, vă transmite telepatic. Poate nici nu vă cunoașteți și totuși în stare de spirit, voi vă știți, vă simțiți. Și cu răbdare, cu răbdare vă va scoate din acest nămol și nu aștepta să vă scoată cineva, trebuie să vă faceți și voi lecțiile, dar vă scoate energetic, vă, vă dă, vă trimite energie, putere să vă ridicați. Ați văzut, intuiția aceasta lucrează în multe feluri. Unor simțiți gândurile celor din jur, da? intuiție, nu? Intuiți că e o forță. Ia uite ce frumos, aici este un I love you, te iubesc, da? E o forță, o energie în jurul vostru care vă protejează, vă ghidează cât v-ar fi de rău, cât, ia uite, privește la puterea ta interioară. Și iar acum văd deja altfel pe cartea, numărul 11, iau ce frumos. Și te iubesc. Da? Și acționați, dar nu sunteți împreună unii, dar acționați de ca și când partenerul este aici. Aici eu vă, acum văd cartea de ca și când ar fi două personaje. Unul închis într-un bol, unul închis, în izolare, în, în niște restricții, în niște dogme, în niște impuneri ale cuiva, ale societății, da? Și altul liber. Această legătură spirituală. Și cineva vă transmite, nu te lăsa, ridică-te, strălucește, fii tu însuți, da? Pentru că ești mai puternic decât crezi. Ești la fel de puternic ca și mine, care sunt liberă sau liber, da? Frumoase cărți, frumoase cărți. Frumoase cărți. Am vorbit mult, asta e, unul, vorbesc mai mult, dar așa au venit cărțile și mă inspiră. O, vedem ce alte cărți vor apare. Și cum să le las așa că sunt inspirante, sunt frumoase. Las și regina de foc. Și să nu uităm că a fost o regină de apă. A, ce am vrut să mai zic, regina de foc poate să fie și o nouă pasiune, tocmai pentru că v-ați mutat gândul către lucrurile frumoase, lucrurile care vă inspiră, lucrurile care vă, vă fac să străluciți și să radiați așa cum e normal să fiți, da? Poate să fie o nouă pasiune. Poate să fie un personaj care vă inspiră, poate să fie o idee, ceva creativ, poate să fie noua voastră pasiune, dorință de a arde, intens, de a străluci și de a manifesta și pe alte planuri, nu doar pe plan emoțional, anumite calități pe care le aveți. Deci vă poate reprezenta și pe voi, poate să reprezinte și un personaj creativ, intens, strălucitor, care vine în viața voastră. Sunt mai multe variante, dar nu uitați-o și pe prima care eu cred că pentru unii e foarte clar. Ia uite ce frumos. A venit în timp ce am amestecat nebunul, roata norocului și regina de cupe. Regina de cupe pe care am revăzut-o mai devreme la regina de apă. Trebuie să riscați într-o nouă direcție. Trebuie să schimbați central. Bine, nu central, că nu le-am tras eu. Au venit pe rând. Deci a venit mai întâi nebunul. Trebuie să riscați într-o nouă direcție. Să aveți încredere că ieșind din ce am zis mai devreme, nu veți cădea în râpă. Vi se va arăta calea. Unde e baghetuța mea? Vi se va arăta calea. Și iar, iar, văd o chestie care ține de inspirație, floarea asta, dar cineva vă inspiră. Dom'le, aici terenul este arid, bolovănos, mergi mai departe. Va fi o grădină edenică în care îți vei, îți vei întâlni dragostea adevărată. Trebuie să schimbați energia. Da? Am două merg mână-mână. Și riscul și schimbarea energiei. O întâlnire karmică. În momentul în care ieșiți din povestea pe care tocmai am exprimat-o mai devreme Energia se schimbă. Și aveți parte de o întâlnire karmică, posibilă regina de depute să fie o întâlnire karmică cu acest personaj care vă inspiră într-o nouă direcție. E o nebunie. Uneori pare o nebunie să plecăm de acasă, să plecăm de acolo, să schimbăm jobul. Sunt multe, dar voi vă știți. Ce, sau poate nici nu știți. Veți descoperi, este 0. E un punct 0. Și 10. Interesant, 10. Schimbare iar de ciclu. Ca să fiți voi înșivă ca să vă, Ce înseamnă Regina de Cupe? Iar dragoste și regele și Regina de Cupe vorbesc despre dragoste adevărată. Ca să vă întâlniți un personaj care vă înțelege, care vă simte, care vă alină. La capătul setului de cărți ce aveți? Temperanța. Ați avut răbdare, v-ați vindecat, dați-vă răbdare. Am văzut mai devreme răbdarea, da? Să nu uităm. E aici. Ia uite. Răbdare. Have patience da? Răbdare, temperanță, tot una e, da? Ați așteptat, ați sperat, ați văzut în zare. Vedeți în zare. Că deși sunt conflicte, deși sunt dureri, dezamăgiri, puteți să luptați cu toate aceste probleme, dar bine ar fi să le puneți capăt și să vă găsiți o nouă direcție, un nou chef de viață, o nouă putere de a explora lumea, te-a vă lupta cu lumea chiar dacă sunteți răniți. Da, toți suntem dezamăgiți și totuși mergem înainte. Ne zbatem pentru visul nostru. Visul nostru e acolo în zare, da? Dar până una alta trebuie să așteptați, trebuie să vă vindecați. Legătura spirituală există, da? Haideți să mai vorbim mult, dar nu contează. Unora le place. Unora le place. Și când îi place poate să pună pauză, să asculte peste o zi, două, trei. Fiecare ascultă în ritmul său. Da? Azi 10 minute, mâine 10 minute și tot așa. Peștișor, soare, luna, vină, să ascende nord, nord în pești. Știți că fac cruce celtică? Așa fac. O, plânsete. Astăzi am tot zis plânsete la această carte. Am apărut la o italare. Lacrim, lacrim, regrete. Am zis. Și am zis bine, intuiția da, lucrează. Intuiția mea lucrează. În sufletul vostru încă plângeți. Încă plângeți, dragii mei. Nu mai plângeți după trei de cupe. Nu mai plângeți. Aveți un suflet care stă să, stă să se manifeste. Unii dintre voi poate ați pierdut pe cineva și încă mai plângeți această pierdere. Și dacă ar fi să pierdeți, nu uitați că întotdeauna. După un timp, da, cu răbdare, după ce vă vindecați că am văzut temperanța, veți găsi un alt suflet care să vă aline. Regina de cupe aceea poate să fie un consiliere. O, Cinci de spade. Cinci și cinci, interesant! Este vibrația lui 2021, schimbare. Nici unul, nici celălalt nu sunt prea colorate, sunt gri. Iar interesant, foarte interesant, da? Emoții și gând. Emoții și gând, da? Am vorbit mai devreme. Să schimbați de la gândul negativ la gândul pozitiv, de la emoția negativă la emoția pozitivă. Și a cinci înseamnă schimbare. Schimbare prin ce? Prin creativitate. Că Regina de Bute înseamnă și creativitate, pasiune pentru viață, încredere în voi. Aici e provocarea. Niște conflicte mentale cu cineva, niște conflicte verbale cu cineva. sau iar poate să varieze, voi plângeți și ceilalți, o altă persoană se luptă într-un triunghi cum să iasă, cine știe, da? Nu știți voi de ce nu sunteți cu acea persoană. Poate plângeți că nu puteți să fiți cu acea persoană, dar acea persoană are niște conflicte acasă sau eu știu pe unde, Da. da. În trecut, u, uh, turnul, o separare, un trăsnet. Trezirea care, care a fost pentru toți. Trăsnetul ăsta, lumină, Arderea despre care am zis mai devreme. Gata, intuiția voastră a venit ca un trăsnet. Gata, ard tot, distrug construcția aceasta. Vreau să manifest adevărul, vreau să mă echilibrez corpul și mintea, vreau să trăiesc o iubire profund. Vreau să fiu eu. Să am parte de duioșie, de tandrețe, da? uuu Și turnul și moartea, renaștere. Într-adevăr, pentru cineva, nu știu pentru cine, pentru cineva poate să fie pierderea cuiva. Văd regrete, văd doliu, văd moarte, văd turn. Pentru unii, într-adevăr, poate să fie... Dar asta ține de trecut, dragii mei, deci nu vă pacientați. Ține de trecut, moartea cuiva, poate, poate morțile colective care au fost cu acest COVID, cu toate situațiile prin care am trecut toți. Poate cineva a auzit de moartea cuiva și încă se gândește și este, uf, e într-o. ieșiți din gândurile astea, ieșiți. Frumos, renaștere ce, frumos, intuiția aici aceste, îngerul, temperanța care l-am văzut-o mai devreme, îngerul. Arhanghelul Mihail, care vă strigă la a avea curaj. Ce înseamnă Mihail? Știți că este Arhanghel de foc. Este, nu este un Arhanghel, dragii mei. Arhanghelul Mihail este un arhanghel cu spadă și când vorbim de spiritualitate și de creștere spirituală, nu vă închipuiți, dragii mei, și vreau să fac o, o, o prezentare pentru chestia asta. Nu vă închipuiți că trebuie să fiți doar într-o stare de meditație și poziție lotus și să nu spuneți nimic pentru că sunteți spiritual. Nu! Spiritualitatea înseamnă mult mai mult și să nu uitați că suntem într-un război spiritual. Și trebuie să manifestați încredere că puteți să renați și să vă luptați pentru voi. Și atunci vă strigă, Arhanghelul Mihail vă strigă la o nouă viață. Să renașteți, să ieșiți, să ieșiți din acest doliu, din acest... Cum se numește? Coșciug. Un coșciug mental și emoțional în care a stat unii. E o renaștere. Foarte intense cărțile. Wow! În prezent nouă de cupe. Superb. Sperați. Sperați. Se întâmplă ceva. Aceste miracole și binecuvântări, da? Asta înseamnă. Era mai... Ia uitați e aici. Ce frumos, ce frumos. Unde ești mai? Da? E aici? Nouă, nouă de apă. Sperați bucurați-vă de voi, învățați, schimbați energia despre care am zis mai devreme, riscați și schimbați energia. Nu mai stați în gândurile astea. Gata, ieșiți, faceți ceva. Luați-o de nebun pe stradă și vă întâlniți cu cineva care vă schimbă, viața. Sau pur și simplu. Găsiți o floare, chiar dacă e iarnă. Un cățel care, eu știu ce, vrea să se joace cu voi. Sfatul șase de cupe. Ce frumos. Sfatul este: dacă vine cineva care vă, vă face într-adevăr, vă aduce fericire, speranță, primiți-i, nu, nu, nu vă lăsați influențați de trecut. primiți cu sufletul deschis. Exterior, trei de cupe. Mai cineva? Am zis că cineva vă iubește. Vine din exterior, înseamnă că acest nou decupe nu este al vostru, musa este al cuiva. Este un personaj din preajma prietenilor voștri care vă, vă place, care s-ar bucura uh, să se întâlnească cu voi, par ieși la o prăjitură, la un suc, dacă s-ar putea, sau poate vă invită, sau în fine își dorește această întâlnire cu voi, în care să, să vă conectați din doi să deveniți unul că e o prietenie care se poate transforma în dragoste, iar e posibil pentru unii, pentru unii e un mesaj, pentru ianuarie. Dinspre prieten vine cineva. Acum poate să fie doar de moment și să nu fie dragoste adevărată, să fie o prietenie care vă schimbă energia și schimbând energia, intrați în vibrația voastră înaltă, regina de cupe, și puteți să atrageți, să se manifeste dragostea adevărată. Înțelegeți ce spun, da? Înțelegeți. Ia uite, semnul de foc. De un semn de foc vă este teamă? Regele de debute. Acum apare sub formă de rege, mai devreme a fost regină. Uf, scuzați-mă. E această personalitate care vă, vă înfioară pe unii. E un personaj care domină. Că e în viața voastră, că e în viața omului sau femeii pe care o iubiți, iar variază. Uf, ce vă doriți? Hmm. Altă carte gri însă e mai bună decât cinci de spade. Vă dori să vă vindecați. Este cartea vindecării. Să vă echilibrați. Patru e număr stabil. Să vă echilibrați mintea. Să așteptați, să contemplați, să meditați la această renaștere. La această renaștere, iau la temperanța pe care aici e chiar imaginea îngerului temperanței, da? La vindecarea voastră, la renaștere, la spiritualitate. Dar nu-i suficient. Trebuie să învățați, să reînvățați, să vă bucurați de viață unii dintre voi. Au mm. oh, opt. Ce reușiți să faceți? Apare 8, de, 8, de, 8 de, 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 spade, pardon, 8 de spade. Aici este mutați-vă gândul, dragii mei, și emoția. Aici este obsesia. Devine obsed, oricineva devine obsedat de voi. Oricineva este obsedat de voi. Optul ăsta de spade poate să reprezinte chiar acest personaj care își dorește să întâlnească cu voi, are speranță, e euforic în preajma voastră și totuși voi nu știți că e absolut obsedat, nu știe cum să manifeste întâlnire, cum, da? E obsesia cuiva. Sau poate să fie blocajul vostru mental. 8. Vă învârtiți în cerc. Da? Vă învârtiți în cerc și nu, nu ieșiți. Ieșiți din aceste gânduri negative. Ieșiți. Gata. S-a încheiat. Turnul, moartea s-a încheiat. Schimbați. Renașteți. Aici și este. Și urma de regina de monede o altă regină, a treia regină. Unii dintre voi vă, vă, gândiți cum să vă echilibrați viața din punct de vedere financiar. Alții sunteți obsedați cum să fiți mame, soții, de o relație stabilă. Sau, evident că există și un sau că o etalare colectivă, cineva este obsedat de voi în sensul că și ar dori să fie soțul, soția voastră. Dar, hai să și clarificăm. Unii dintre voi chiar sunteți obsedați de stabilitate materială pentru că în atâta dezechilibru emoțional și mental aveți nevoie să vă ancorați și de înțeles, să vă ancorați în realitate. Și o idee bună. Este prima carte de pământ, de pământ în care veniți cu Picioarele pe pământ și capul pe umeri, după aceste, acest tumult mental și emoțional. Și totuși, sfatul este, dacă vine cineva din, dintre prieteni, din cartier, din uh, tinerețe, primiți-i în preajma voastră, că vă pot schimba energia. Repet, nu e obligatoriu să fie această dragoste adevărată. Dar schimbând energia. Și ce înseamnă energia? Energia sunt gândurile și emoțiile. Când mă întreba cineva, că am mai zis eu, să schimbați energia. Ce e aia să schimbi energia? Să schimbi aceste gânduri negative și emoții negative. Astea sunt energii. Și dacă stai în această energie, manifeste energia asta. Trebuie să schimbi. Jumate, cărți frumoase, jumate. Mm, bine, un pic mai mult. Gri, un pic. La capătul setului de cărți, 3 de monede. 3 de monede. 2 de monede și regina de spade. Unii dintre voi vreți să faceți dreptate, aveți niște chestii în tribunal. Clar, unii dintre voi v-ați stresat a stresat în legătură cu o situație toxică. Toxică poate să însemne probleme cu banii, că văd că ați avut probleme cu banii, probleme cu sănătatea, că se vede și la 5 de monede și la 4 de spade, da? și la celelalte cărți, probleme cu sănătatea. E o chestie toxică. Poate că acel, acel personaj care va încerca să vă domine, va intoxicat până la boală, până la uh, blocaje financiare. Și vreți să vă faceți, v-ați gândit mult, iau te 98, cum să vă faceți justiție divină, cum să vă echilibrați viața, cum să ieșiți în această sărăcie răceală, relațională cu unii, cu alții. Regina de spade. Nu e obligatoriu să fie semn de aer, pentru unii poate să fie. Dar semnul de aer în viața peștilor se manifestă variabil. Unii au relații frumoase, alții n-au relații frumoase. Deci nu putem să zicem musai. Că așa va fi. Eu dau de obicei mai multe variante din care să alegeți. În acest context văd niște discuții. Niște acte, discuții în tribunal, notariat, acte desemnat, justiția și regina de spade. De ce? Ca să vă echilibrați viața și să începeți să construiți ceva. Această construcție a reginei de monede să vă echilibrați. Am zis, să vreți să vă echilibrați viața. Poate să fie o colaborare. După ce v-ați gândit bine ce să alegeți, cu tare sau cu tare variantă, Un dar de bani mai mare, unul mai mic sau poate primit în rate. Dar, repet, văd pentru unii chestii care țin de contracte. Ce ar mai fi? Hai să mai vedem ce mai văd. Văd și un triunghi amoros, într-adevăr, văd și un triunghi amoros, da? în care cineva a jonglat între două relații. Văd și un sem de aer. Acum chiar îl văd. Dacă până acum au fost spate, acum este regină. Un personaj, semn de aer. Acum, evident că nu poți să zici, ah, la ce a făcut. Cineva s-a simțit într-o relație, s-a simțit singur, în fric. Și evident că, a, la un moment dat, a căutat, a jonglat într-o relație. În care s-a simțit neîmplinit și o relație pe care a sperat că o poate construi. -o fi fost balanță. Că balanța asta va stresa la maxim pe unii, știu sigur. Mihaela, am zis bine? Sper că am zis bine, nu? Tatiana, pardon. Nu dacă Mihaela a fost. Dar Tatiana, mi-am adus aminte, Tatiana a fost afectată de această balanță și nu doar Tatiana. Aș mai spune câteva lume, da, nume, dar mie să nu încurc. Da. A fost o balanță, a fost un capricorn. Sunt niște alte semne. Nu putem să spunem asta, 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 asta. Dar ar fi absurd să spun. Dar au fost personaje negative care v-au afectat. Ați sperat, ați visat voi cum unii așa fac. Unii pești. Unii pești sunt negativ, dar nu vorbesc de un pește negativ. Acum vorbesc de un pește care suferă și care trebuie să iasă din niște probleme. Dar în primul și în primul rând vă, vă gândiți obsedant la reconstrucția voastră și e bine. Și, și stabilizarea voastră financiară și nu vorbesc doar de finanțe când vorbesc de, de monezi, că ar fi absurd. Ar fi absurd. absurd. Aha, a, ce frumos! Lucru pe care nu l-am mai spus de mult vă gândiți intens la valoarea voastră și este minunat. Și re reascultați prima parte, la valoarea voastră după ce cineva v-a dominat. Deci asta e o obsesie. Care este valoarea mea? Ce pot eu să realizez? Ce pot eu să pun în practică? Și da, că sunt o persoană emoțională, regina de cupe, da? Am și pasiune, regina de, de foc. Dar pentru că cineva m-a dominat în trecut, și mi-am pierdut stima față de mine. Vreau să știu care este valoarea mea. Cu ce vin eu pe masă într-o relație, de parteneriat, orice, de afaceri, în familie, față de mama, de tata, de, de copii, de, de cine o fi. Și atunci, șase de cupe poate să fie foarte frumos o colaborare, o întrajutorare, o amiciție. Nu să de repet, nu musai această dragoste, dar în momentul în care vă concentrați pe oamenii care vă pot ajuta, pe oamenii care vă schimbă vibrația, scăpați de trecut și vă apropiați de aceste binecuvântări, vă apropiați de această dragoste adevărată, care cu răbdare se va manifesta. Se va manifesta, e o legătură. Spirituală. Ah, Uf, bine că n-au picat toate. E o legătură spirituală, profundă. Ia să asta e. Bine că au rămas acestea. Ia uite, acționați de ca și când partenerul este aici. Dacă stați în vibrația asta, nu veți manifesta această dragoste adevărată. Cam atât, dragii mei. Cred că am vorbit foarte mult. nu dau seama cât am vorbit. ah, oh, 39 spre 40 de minute. Destul. Am vrut să fie mai puțin, așa s-a nimerit. Deci, repet, urmează capricornul și apoi vărsătorul și celelalte și încerc, încerc să continui și etalele pentru 2021, etalele generale. Dacă nu, când termin ianuarie le voi continua. Dar e frumos. E frumos chiar dacă încă resimțiți în întregul vostru corp, body și mind, da? Și minte și corp, resimțiți tulburările, zdruncinăturile anului trecut și poate mai multor ani, nu doar anul trecut. Anul trecut, gata, s-a încheiat. Des. Moarte. Gata. Moarte în ce sens? Moartea acestui capitol, acestor lecții, acestor trei. Gata, nu mai vreți așa ceva. Renașteți. Acum renașteți. Sunteți în faza de În faza asta sunteți. Și vine cineva totuși și vă ajută, vă inspiră într-un fel sau altul sau vă susține emoțional de resuscitare. E prima respirație da? în această renaștere. Cam atât. Vă doresc succes. Vă pup și la mulți ani. Ceau, ceau!